Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 94 de deputați. O să începem cu proiectul 52, prezintă doamna Stamate. Se propune numirea domnului Ion Botnarenko în funcția de membru al Consiliului de Integritate pe un termen de 5 ani. Activez în calitate de avocat în cadrul unui birou asociat de avocați din municipiul Chișinău. Sunt student doctorand în perioada de grație și domeniul și activitatea Autorității Naționale de Integritate a fost și este pentru mine de interes major. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 60 de deputați. Vă rog să procedem la proiectul 45, proiect de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. Din partea Cancelarei de Stat, domnul Udre, vă rog. Preponderent, aceste proiecte vor fi îndreptate în regiunile țării, în satele din Republica Moldova, pentru ca această asistență să ajungă la fiecare cetățean și în special pentru drumuri, apeducte, canalizare, iluminat stradal, echipamente medicale, securitatea energetică și altele. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 63 de deputați. Propun să continuăm lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Prezintă domnul Perciun. Acest proiect, dacă vă aduc aminte, ține de acordarea dreptului de deschidere a creșelor în incinta întreprinderilor pentru angajații acestor întreprinderi. Prima întrebare, doamna Darovană, vă rog. Când noi cu dumneavoastră în incinta pe platforma comisiei am elaborat acest proiect de lege cu o mulțime de ședințe, cu instituții implicate și a participat o parte din membrii comisiei. Cum s-a primit că autori este jumătate din fracțiunea PAS? Care a fost aportul colegilor dumneavoastră? Am avut mai mulți colegi care s-au expus pe marginea proiectului în cadrul fracțiunii, care au venit cu sugestii și propuneri. Continuăm cercetările, doamna Dorovană. Domnul Perciun, investigația. Nu am prea văzut acele propuneri și noi considerăm că nu este foarte corect, fiindcă s-a spus clar că o să fie pe platforma comisiei noastre sociale și vă rugăm foarte mult pe viitor să ne anunțați, este pe platforma comisiei sau este un proiect PAS. Doamna Dorovană, noi vă așteptăm și alte dezbateri și așteptăm contribuția noastră de fiecare dată. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot, susținut de 85 de deputați. Vă propun atenției noastră proiectul privind unele măsuri suplimentare de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică COVID-19. Îi invit la tribuna centrală pe doamna deputat Iulia Dascălu. Eu vreau să vă zic că situația pandemică, plus la toate și trecerea în insolvență a celui mai mare tur operator internațional, precum a fost Muzinides Travel, companie greacă, a adus prejudicii foarte mari, atât industriei turismului, cât și călătorilor care au procurat pachetele turistice. Dacă călătorul sau alt beneficiar are dreptul la restituirea plăților efectuate ca urmare a rezoluțiunii contractului sau în alt temei, organizatorul sau alt profesionist este obligat să restituie plățile respective numai târziu de data de 30 septembrie 2022. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 83 de deputați. Următorul proiect, îl invit la tribuna centrală pe domnul ministru Litvinenko, vă rog. Esența acestui proiect este foarte simplă, se exclude obligativitatea evaluării extraordinare pentru judecătorii, mandatul cărora a expirat deja sau urmează să expire pe data de 15 martie, respectiv Consiliul Superior al Procurorilor, al magistraturii, urmează să trimită propunerile cu privire la numirea judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă către președintele Republicii Moldova, care confirmă sau, după caz, respinge candidatura dacă, evident, există motive. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 86 de deputați. Următorul proiect, referitoare la construirea podului rutier de frontieră dintre cele două state peste râul Prut, între localitățile Ungheni, Republica Moldova, și Ungheni, România. Domnul ministru, vă rog.
Ratificarea acordului dat corespunde intereselor Guvernului Republicii Moldova și va permite construcția podului menționat, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării regiunii, precum și va impulsiona creșterea economică a regiunilor. Stimați deputați, menționez că, conform planurilor, acest pod trebuie să fie finalizat în maxim 2-3 ani. Următoarea întrebare, doamna Sibova. Părțile contractante stabilesc de comun acord oportunitatea și necesitatea aplicării unor tarife de trecere. Vă spun cu certitudine că pe acest pod nu se va aplica careva taxe, ori finanțarea acestui proiect vine din banii bugetului României și a Republicii Moldova. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în lectura a doua de 87 de deputați. Proiectul numărul 198. Îl invit pe domnul Alaiba. Proiectul de lege prevede excluderea prohibiției din codul vamal la importul pieselor și accesoriilor uzate pentru mijloacele de transport. Întrebări, domnul Fotescu, vă rog. Было сделано вами только один amendament, который указывает только на запчасти, относящиеся к управлению рулевому и тормозной системе. Фракция партии ШОР считает, что этого недостаточно. Voi ați votat anul trecut permis, apropo, domnul Fotescu, dacă l-ați uitat în luna decembrie. Asta și paradox și o să încep de la asta, că mașina întreagă poți să o aduci măcar și de 30 de ani și acolo când ați votat n-ați văzut riscurile astea. Dar iată, la o piesă de schimb, vedeți riscuri imense. Următoarea întrebare, domnul Voronin. Bevastnic mai vrea să aduceți piese care nu sunt verificate, nu sunt controlate. Înseamnă că asta e un sindicat criminal organizat care se ocupă de aceste chestii. Trebuie de revenit înapoi. S-a introdus norme, așa cum în toată Europa. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 55 de deputați. Următorul proiect, doamna German, vă rog. Problema diferenței salariale între femei și bărbați există în Republica Moldova. Conform studiului elaborat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, anual, în mediu, diferența salarială între femei și bărbați este de 14%. Astfel, intervenim cu un pachet de modificări și, mai exact, introducem definiții mai clare cu privire la remunerare, muncă egală și muncă de valoare egală. Prima întrebare, domnul Ridman. А фонд рабочего времени по женщинам и по мужчинам одинаковый у нас? Este una din cauzele, da, care duce la inegalitatea salarială între femei și bărbați. Microfonul doamnei Sibova, vă rog. Eu vreau să vă spun și să aduc așa o mic exemplu de standarde duble. Astăzi s-a început ședința plenară, s-a felicitat amugeați, dar nimeni, inclusiv și domnul președintele Parlamentului, nu a felicitat femeile acestea din sală cu sărbătoarea care au trecut 8 martie. Ce asta este dacă nu duble standarde? Stimați colegi, felicităm doamnele din Parlament, deputate, și nu doar cu frumoasa sărbătoare de 8 martie. Multă sănătate! Eu vreau să zic că 8 martie nu este doar despre felicitări și despre omagii. 8 martie, în primul rând, este luptă pentru drepturi egale, luptă pentru șanse și oportunități egale. Următoarea întrebare, domnul Carp. Eu înțeleg, pentru unii, deci femeia este numai bun de spălat blidele, de făcut mâncare și nu știu ce e acolo. Iar când se ajunge la să-și construiască o carieră profesională, da, deci cumva asta e lăsat într-o parte. Deci noi trebuie să ne învățăm că trăim într-o societate unde toată lumea are șanse egale, da, și toată lumea, deci are acces, deci la un loc de muncă plătit egal și în mediul privat, nu doar în mediul, deci public. Eu sunt membru comisiei, doamne Ghebra, și eu sunt obligat să o susțin. De mă ta nu te orientez de aici. 8 martie ai uitat. Figne. Noi în ultimii ani, câți ani, Lena, am degradat în această problemă? Din 2009. Din 2009 noi am degradat cu 13 poziții referitor la problema legată de egalitatea pe această dimensiune de salarizare de pensionare între bărbați și între femei în Republica Moldova. Așa că
Divertis, eu observ o unanimitate, dorință de a susține proiectul ăsta și suntem amuși la o oră de discuții. Dar mai convingeți-ne, Oleac. Da. Mai energic. Important să nu fie mai mult de 101 voturi la final. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut în prima lectură de 76 de deputați. Stimați colegi, următorul proiect. Proiectul de lege privind susținerea participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 de ani de la războiul de pe Nistru. Domnul Perciun, vă rog. Propunem să fie alocată o alocație, instituită o alocație unică de 2500 de lei pentru participanți, văduve sau părinții celor decedați. De această indemnizație vor beneficia circa 2060 de veterani și familia ale acestora. În același timp, propunem ca în stadiul de cotizare a celor care au participat în acele evenimente să fie inclusă și perioada de aflare la război. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 83 de deputați. Stimați colegi, propun să continuăm. Pentru ca să nu existe această ambiguitate în lege și pentru ca să asigurăm o indexare cât mai avantajoasă acum în luna aprilie, propunem să stabilim expres că coeficientul de indexare va constitui rata inflației la sfârșitul anului, ceea ce o să constitui pentru luna, deci în cazul lunii aprilie anul ăsta, 13,9%, deci circa 14%. Următoarea întrebare, doamna Apostolova. Care este сегодня минимальная потребительская корзина у нас в стране для наших пенсионеров? Pentru pensionari e circa 1800, pentru cetățeni în mediu e circa 2100, cam așa. Coșul minim de consum pentru pensionari este mai mic decât coșul minim de consum pentru toți cetățenii. Deci așa calculează Biroul Național de Statistică, trebuie să întrebați pe dânșii. Pentru mine tot e straniu. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut de 78 de deputați. Următoarea ședință pe data de 17 la orele 10. Vă mulțumesc!